Primele rezultate după închiderea secțiilor de vot au adus bucurie în tabăra socialdemocraților doljeni. Suntem pe locul întâi și nu cred că vom pierde locul întâi după ce o să se cumuleze și voturile din diaspora și voturile din România. Eu vreau să-i felicit pe candidații din județul Dolj pentru campania pe care au făcut-o, au muncit enorm. Motive de bucurie au fost și pentru reprezentanții AUR Dolj după ce au aflat primele rezultate la nivel național. Ne așteptam la un astfel de rezultat și ne așteptăm în continuare, în urma numărătorii, la un rezultat mai mare pentru Partidul AUR. Suntem bucuroși de rezultate, așteptăm să se numere toate buletinele de vot, să vedem exact peste câteva ore care vor fi rezultatele finale, dar în orice caz îi asigurăm pe români de toată încrederea noastră și de toată susținerea și că nu vom dezamăgi. La închiderea urnelor, prezența la vot în județul Dolj a fost de 51,05%.